Avem aici o hartă privind răspândirea gripei în Europa în anul 2013, în perioada 31 decembrie 2012-6 ianuarie 2013, deci relativ recentă. Harta provine de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile. Ce observăm din această hartă? Sunt mai multe zone în Europa unde gripa are nivele începând de la extins, cu o răspândire largă, peste 50% din populația afectată, până la zone fără activitate gripală. Dacă ne uităm în primul rând la România, vedem că este încadrată în categoria zonelor care deocamdată nu au activitate gripală. În asemenea zone se mai află Portugalia și Bulgaria. Există de asemenea zone cu răspândire largă, și aici vorbim despre Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Franța și o insulă mediteraneană, zone cu activitate regională sau locală. Și aici ne referim în primul rând la centrul Europei, după cum se vede aici, Germania, Republica Ceha, Austria, Italia. Zone unde se întâlnesc cazuri sporadice, Spania, Polonia, Slovacia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia și Grecia. Și în sfârșit mai există zone unde nu sunt rapoarte, precum Finlanda.